Bună ziua, dragilor! Ne-ați tot scris pe toate vlogurile că vreți să vedeți mâncare tradițională cum gătesc mongole și atunci am zis să cumpăr o oaie, am cumpărat o oaie și le-am dat-o să gătească așa cum știu ei și v-am filmat toate etapele de gătit. E foarte interesant stilul de gătit cu niște pietre fierbinți și o să vedeți pe parcurs. Ne pregătim de oaie la grătar, nu? La grătar o să fie, nu? Tehnic o să fie la oală. Se cheamă horhog felul ăsta de mâncare și este unul dintre felurile cel mai greu de preparat ale mongolilor. Principalul lui element caracteristic este faptul că în carne se bagă pietrele acestea pe care le vedem acum puse pe foc, care foarte cinse ajută la o gătire, la o coacere, să zicem, mai uniformă a preparatului. De regulă, ăsta era un fel de mâncare gătit la ocazii speciale. Tradiția spunea să-l gătești în propria piele a oii sau a caprei pe care o sacrificai. Nu se întâmplă lucrul ăsta acum. O gătit la recipientul acesta sub presiune, dar să sperăm că nu e foarte foame pentru că o să dureze câteva ore. Așa cum am văzut și la estimarea distanțelor sau timpului de ajuns, și aici cel care va determina când e gata felul de mâncare este domnul cu bluză neagră din dreapta dumneavoastră. El este cronometrul folosit. And this is the container we're going to cook it. Yeah, it's it. Se bagă acolo în chestia aia? Cred că e deja izitore din. No, it's not. Da, în aia se va pune. After 30 minutes, as soon as the rockets up completely, we would have the all meat ready. Prima parte a procesului implică încălzirea pietrelor care se vor pune împreună cu carnea în recipient. I make the layers of meat and then rock meat. Se pun în straturi. Este practic vorba de o tocană, ca să-i spunem așa, deși comparația e un pic forțată, pentru că nu îi se pune sos. Este pur și simplu seama pe care o lasă carnea împreună cu mai multe legume. And this firewood is the sexual tree, but it's all just the dried up ones. Lemnul scade, am pronunțat greșit, țac, care după cum am spus arde foarte intens. Se pare că există și amatori mai mici de grătar. All the woods burned, it's gonna be burned in the ashes, so you can get it up faster. După ce se întâmplă să ardă lemnul și se transforme în jar, ca să se încălzească mai rapid. Carne pregătită, asta e carne cumpărată. Mare pericol pentru că nu toate recipientele aveau evacuator de presiune și atunci când le lăsai câte 2-3 ore pe foc, riscai să bubuie și având și pietre în ele, era perfect. Adică erau proiectile sigure. Acum însă s-au modernizat, au evacuare de presiune și drept urmare nu comportă riscuri. Au venit și legumele, după cum se vede, nu astea sunt temelia în felul ăsta de mâncare, cu multă ceapă ca să dea gust. Anton Roman era până aici, spune-te.
For how much meat? 10 kilos? For bull? No, 20. 20 kilos. Aha, deci proporția este de... How do you eat the horn? 10 la 1. Энэ сайн хон мосно 20 градус. Энэ ойролцоо орны 18 хэлтэй л байгаа. Тэгээ ойролцоо хор. This was somewhere 18 to 19 kilos. Оспрочи. Доор нь юу намайг зузаан махан тош. Одоо in the bottom usually the bigger thicker meats. Especially with the fatty ones. Au făcut oamenii, am văzut un solar aici în deșert, ia să vedem ce cultivă ei în deșert aici. Un pic de porumb, în spate agățători castraveți. Bun, au și etichete de spanac, salată de mai multe feluri. Deci, primăvară. Dar de unde îl fi adus pământul? Când i-a adus din regiunile din nord, mai fertile. I-a adus din nord, probabil cu camionul. I-a amestecat cu, termenul este căcăreze, excremente de oaie. Da, cum să amestecă și la noi, gunoi de oaie. Avem țelină, busuioc, arde iute, în spate roșii. Foarte frumos. Vinete. Bravo lor! Un bulgar ar fi mândru de ce au făcut aici. Da, da. Ordonat, aranjat. Miroase legume proaspete. Exact. From Hanhongor village. Okay. It's only the art school in this. It's a village art school, yes. And they could do that. Mm-hmm. That's absolutely fantastic. And now, the moment of truth. Okay, so first release the pressure. Sniff. De ce fugi? De ce fugi femeia? E periculos? Să stăm mai departe? Do you give us a helmet? Actually, it was hidden here, waiting for us to finish the performance. It may have all the pressure let itself out.
хийж гацсан юм шиг тий. Тий, сайн хийж гаргачихлаа. Аа. Сайхан өөр гаргац юм уу? Өөр нөгөө өөр 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 тий, тий, өөрөө гараад алгалж шүү тий. Тий, энэ гараас. No pressure. No pressure. Peterson. Yeah. Should we send Alex to the doctor? No go. Cum ar fi spus Radon de Roman, dar ce bine arată barbaria asta. Go ahead and sniff. Like, believe me, I do. Sniffing around? Yes. As much as I can. So how does it smell? Well, I think that's how heaven should smell. Pune legumele separat. Da. Pentru vegetariani. Cred că sunt pentru femei, sincer. Da. Asta era pentru mongolii bolnavi. Da. So you want to try the hot dog? Ce mai Humberto? Okay. Be careful though. But it may have cooled down because we've been... No, it hasn't. No? What an experience, huh? Și că face bine la sănătate. Hai că ajung să-ți tragi palme singur. Good enough? Yeah. La miroase, dar nu la oaie. Seems like it's been well done. Yeah, it looks very so. Tender. Ar trebui să le arătăm și ciobanilor noștri cum să facem meseria. Deci, și așa noștri îi gătesc bine ciobanii la sână. Nimic de zis. Dar mă refer la scară. Ah. What I just said? No. I was like, I was about to say tender, but I said tinder. Mixed feelings. Yeah. Come on, so. Yeah, taxo. Da, da, da. Tata umblă cu pietre fierbinți. Кво? Дай гон. Дай гон. Утре, танац чодо атхын боо даттагара гэж хэлээ. Атон чодо. Атон чодо. Бодо гарья, атон чодо атхын. Шинхэ тийм хэрэг дуртай. Тэднес нэр билдэв байдгүй. There's a song that's about like horror. I put the word. Shall we go inside and have a and then with your wine? Yeah, I asked for the wine. Also, if you like the arak, you can buy some. Yeah, I would. Okay. And it's good with the arak too. I bet. Yes. Trust me, it's better with the wine. You can compare it. Well, that's interesting. Perfect. I'm going to go to the house. Шатта фаж барбат.
Dar normal, băia deștept. Vrea și el o piatră de aia fierbinte. Au, arși, hă? Arși. Hai să-i dau curaj. Că mă prind a doua, a treia oară. Adevărul e că și 14 ani cu cărbun de cădelniță te ajută. Asta a fost și oaia noastră. La cererea voastră am cumpărat oaia asta și am gătit-o în stil tradițional mongolesc. Că toți ne-ați scris că vreți să vedeți cum gătesc ei tradițional și v-am ascultat rugămintea și ne sacrificăm. Da, o să ne sacrificăm acum să mâncăm oaie. O seară bună vă dorim și să ne auzim cu bine, Doamne ajută.